Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre rasa de câini Schnauzer. Sfârșitul evului mediu a văzut începutul câinelui de fermă bavarez cu barbă, cunoscut astăzi sub numele de Schnauzer. Originar din Germania, cândva în timpul secolului al XV-lea, acești câini, adaptabili și muncitori, au servit ca o parte indispensabilă a vieții fermei. Au fost creați prima dată pentru a fi câini de pază și câini universali în fermele germane. Astăzi însă, versalitatea lor, dimensiunea medie, natura protectoare și dragostea pentru familie îi fac o rasă excelentă de câini de companie. Există trei rase de Schnauzer: Schnauzer uriaș, Schnauzer pitic și Schnauzer standard. Astăzi am să vă vorbesc despre Schnauzer standard. În Germania este o rasă pe cale de dispariție. Este un câine robust, de talie medie, de tip utilitar. Se caracterizează printr-o barbă abundentă și mustață, de obicei mai deschisă decât blana. Numele rasei derivă din cuvântul german Schnauz, care înseamnă bot, dar nu se știe cum a ajuns să fie aplicat rasei. El își are originea în sudul Germaniei și are o istorie comună cu pinscherul german. Schnauzerii au blana în culorile alb, gri sau negru și sunt exemplare atât cu părul neted cât și cu părul aspru. Între crescătorii de Schnauzer, culorile alb și gri mai sunt cunoscute ca sare și piper. Schnauzerul a fost acceptat definitiv de Federația Chinologică Internațională în anul 1955. Un specialist în chinologie a clasat Schnauzerul standard pe locul 18 din 140 de rase în ceea ce privește capacitatea de a învăța și de a respecta comenzile cunoscute. În Germania, Schnauzerul standard este cunoscut ca Mittel Schnauzer. La început, ei au fost denumiți pinscher cu păr sârmos, iar numele Schnauzer a fost preluat la începutul anilor 1900. Ei s-au dovedit a fi destul de folositori în timpul Primului Război Mondial. Armata germană i-a folosit ca și câini de pază, iar Crucea Roșie i-a folosit ca transportatori. Au apărut prima dată în Statele Unite la începutul anilor 1900. Au venit fie cu familii de imigranți germani, fie cu americani care au călătorit în Germania și doreau să aducă un Schnauzer acasă. Este o rasă complet devotată membrilor familiei lor. Este deosebit de bun cu copiii, sunt extrem de jucăuși și toleranți. De asemenea, sunt câini de pază minunați, gata să alerteze pe cei din casă despre un intrus care le-ar putea amenința casa sau familia. Astăzi, Schnauzerii standard sunt considerați unul dintre câinii de top pentru evenimente de performanță. De asemenea, sunt folosiți ca și câini de terapie, de serviciu și de salvare. Au o înălțime medie de 45 până la 50 de centimetri și o greutate între 25 și 45 de kilograme. Blana lor necesită o pieptănare de 2 ori pe săptămână și o tundere trimestrială. Au nevoie de cel puțin 30 de minute zilnic de activitate. Sunt cunoscuți a fi energici și inteligenți și foarte ușor de dresat. Dacă nu vor fi scoși zilnic la activități, vor dezvolta anxietate și vor deveni destructivi în casă. Nu salivează excesiv, dar au o tendință moderată de a săpa și de a lătra atunci când se plictisesc. Sunt destul de sănătoși, nefiind cunoscuți cu vreo afecțiune majoră de sănătate. Toți Schnauzerii din Germania au urechile tăiate, cu toate acestea, American Schnauzer Club permite rasei să fie atât cu urechi tăiate cât și cu urechi naturale. O coadă tăiată este de asemenea tipică. Este un câine cu o conformație pătrată, cu spatele drept și crupa ușor rotunjită. Capul este puternic, cu bot în formă de trunchi de con și stop bine marcat. Ochii sunt de mărime medie, ovali și închiși la culoare. Urechile sunt triunghiulare, prinse sus și îndoite spre înainte. Este un câine foarte curat, ideal pentru viața în apartament și ușor adaptabil la condițiile din oraș. Au o speranță de viață între 13 și 16 ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!